Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de marți 22 decembrie. Hai să vedem pentru această zi de marți 22 decembrie care sunt energiile care vor ieși pentru dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Ok, pe partea de dragoste avem regele de bâte, o energie foarte focoasă, plină de pasiune, dar și o energie foarte impunătoare, care își dorește să iasă lucrurile așa cum vrea el sau așa cum vrea ea. Da? Pentru că chiar dacă această carte este un rege, poate să reprezinte atât un bărbat cât și o femeie. Pentru cei singuri, aici poate să apară în viața voastră o persoană foarte pasională, care să vă facă avansuri foarte insistente pe direcția aceasta sentimentală. E posibil să fie o persoană mai în vârstă decât voi, o persoană bine stabilită, cu funcție, cu un rol important în societate. Pentru cei care sunteți în relații de lungă durată, în cuplu, această carte aduce o energie foarte pasională, dar și foarte justițiară. Unul dintre parteneri va căuta să reaprindă flacăra pasiunii din relația voastră. O energie foarte frumoasă pe direcția aceasta de dragoste. Pe situația de sănătate avem aici Împăratul, cartea care în tarot reprezintă zodia berbecului. Posibilele probleme de sănătate care vin asociate cu această zonă sunt legate de zona capului. Aveți mare grijă să nu vă loviți la cap, să nu dezvoltați anumite infecții pe toată zona asta, ORL, ochi, urechi, nas, gât. Această carte vine și cu posibilitatea unor stări febrile ușoare, pentru că berbecul este o zodie de foc, dar în același timp această energie este una temporară, de moment, până mâine o să se disipe tot acest potențial negativ, așa că nu vă panicați. Asigurați-vă că sunteți bine îmbrăcați, că stați la căldură și fiți precauți astăzi, da? Împăratul este o carte de precauție, mai presus de orice. Hai să vedem pe capitolul de bani, carieră, situație financiară. Aici avem carul sau fetonul, cartea care în tarot este asociată cu zodia racului. Aceasta este și o carte de mișcare, de mișcare foarte rapidă într-o direcție foarte pozitivă. Cei care încă nu ați aflat măririle de salari, bonusurile de Crăciun, astăzi este foarte posibil să aflați aceste informații. Pentru unii o să fie mai substanțiale, pentru alții mai scăzute, în funcție de karma fiecăruia, da? Pentru că această carte vine și cu o mare încărcătură karmică în spatele ei. Toți cei care sunteți antreprenori și aveți diverse afaceri sau investiții împreună cu un rac, astăzi puteți să beneficiați foarte mult din această asociere, din această legătură de afaceri. Dacă vă gândiți la diverse domenii în care puteți să investiți, sunt bine aspectate toate domeniile care țin de apă, de lichide, companii care produc băuturi spirtoase, parfumuri, care îmbuteliază sucuri, ape minerale, da, tot ce e legat de lichide e foarte bine aspectat și poate să vă aducă mari beneficii. Înainte să finalizăm etalarea pentru azi, să scoatem și o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi toată această energie. Dacă vă place mesajul meu, nu uitați să dați un mare like la acest video. Eu apreciez foarte mult toată susținerea voastră. Și acum, hai să scoatem o carte. Avem aici... Mă iert pentru orice greșeală. Vina niciodată nu face pe cineva să se simtă mai bine și nici nu schimbă o situație. Încetez acum să mă mai simt vinovat. Mă eliberez din acea închisoare. Un mesaj foarte frumos, care ne îndeamnă să ne eliberăm de ciclurile karmice în care am fost prinși până în prezent, să profităm de acest nou val de energie care începe să se simtă de săptămâna aceasta și o să fie din ce în ce mai pregnant în anul 2021. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, vă doresc o zi minunată, ne vedem mâine, pa, pa!